Bună seara și bine v-am regăsit la noua ediție Instituția. Numele meu este Florin Dobrater, iar în această seară o să vorbim despre cultură și administrație împreună cu doi distinși invitați, și anume Dinuca Burian, bibliotecar la Biblioteca Orășenească Liviu Rusu din orașul Sărmașu, și nu altcineva decât primarul orașului, Valer Botezan. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Bună seara, și pentru că astăzi 2 mai este Ziua Națională a Tineretului, vreau să transmit la mulți ani voieșie tuturor celor care simt tinerește, indiferent de vârstă. Ați și sărbătorit astăzi la Sărmaș, ați avut o sărbătoare a tineretului, știu că au fost și o echipă de noastră de a filmat. Cum se simte într-o localitate, s-a schimbat primarul, bun, de 2 ani de zile și a venit un tânăr. Se simte acest lucru, lumea este mai deschisă, tineretul vine către primărie cu probleme, cu... Sunt deschiși? Astăzi, pentru prima dată la Sărmașul, a fost sărbătorit acest eveniment, această sărbătoare națională, Ziua Tineretului. În cadrul acestui eveniment l-am gândit pe mai multe paliere. Odată pe orientarea profesională a tinerilor, un târg de cariere profesionale la care au participat reprezentanții ai universităților din Târgu Mureș, UMFST-ul, ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanții instituțiilor de învățământ militare. O altă paletă de discuții sau un alt mod de a sărbători Ziua Națională a Tineretului a fost prin organizarea unor evenimente prin care tinerii să deprindă anumite aptitudini sau să înțeleagă anumite situații care pentru ei tinerii le vor folosi în viață. A fost o sesiune de întrebări și răspunsuri cu tinerii antreprenori din localitatea Sărmașu, tinerii liceului Sărmașu, încercând să deprindă gustul antreprenoriatului și ce înseamnă să faci o afacere, cât de greu e, cât de ușor e, sau ce implică a face o afacere și a te implica activ. De asemenea, am propus profesorilor din cadrul liceului să discute cu elevii și să formeze un consiliu local al tinerilor din Sărmașu. Elevii al liceului teoretic Samuel Micu au ales un număr de 15 reprezentanți, la fel cât are și consiliul local Sărmașu, și am avut o ședință de consiliu local al tinerilor din orașul Sărmașu, în care acești tineri să poată să înțeleagă ce înseamnă implicarea civică, ce înseamnă funcționarea consiliului local, să vadă cum decurg lucrurile în administrație. Am fost plăcut surprins să văd că au fost interesați, au venit cu drag, au pus întrebări, au așteptat răspunsuri din partea mea și chiar au venit cu unele propuneri de proiecte pe care le-am propus eu să le pună pe o hârtie, și în ideea de a face pentru anul 2023 un buget participativ prin care să punem în operă în orașul Sărmașu și proiecte venite din inițiativa cetățenilor. Un prim proiect la acest buget participativ să fie una din ideile pe care tinerii din orașul Sărmașu le vor pune pe hârtie și le vor înainta către primăria orașului Sărmașu. De cât timp sunteți bibliotecar în cadrul Bibliotecii Orășenești? Da, sunt bibliotecar din anul 1990 și aș vrea să vă spun că biblioteca noastră a fost înființată în 1952, prin 62 era bibliotecă metodică, fiind Sărmașul raion, apoi plasă, perioada în care era în arondatul județului Cluj. În 73 s-a redus norma bibliotecii la 2 ore pe săptămână, iar în 90, când postul s-a deblocat, atunci am preluat biblioteca. La ora actuală avem peste 22.000 de volume, avem o sală de lectură cu 25 de locuri și avem un grafic al evenimentelor anual. Prin intermediul bibliotecii evocăm și vrem să ținem în conștiința colectivității, în memoria vie,
a personalităților locale și vreau să vă spun că din 2010 biblioteca noastră a luat numele savantului Liviu Rusu, care este născut în Sărmașu, este fiu de preot și a fost profesor universitar la filologie la Cluj, la Universitatea din Cluj. Referitor la tineri, că a început domnul primar să vorbească de tineri și astăzi este și doi mai ziua tineretului, cât de interesați sunt tinerii să vină la bibliotecă? Am mai vreau să vă spun că noi în oraș avem două biblioteci. Avem biblioteca liceului Samuel Micu și biblioteca orășenească, biblioteca publică. Din momentul în care a apărut internetul, vreau să zic, puțin au scăzut numărul cititorilor. Informația... Puțin au scăzut sau puțin au rămas? Puțin au rămas. Sigur că mai rapid găsim informația pe internet, dar sunt și elevii studioși care vin și împrumută cărți de la bibliotecă. Apoi noi, în cadrul bibliotecii, am inițiat ateliere de lucru, ateliere de lectură și creație. Am avut pe desen, pictură pe sticlă și tot pe lângă bibliotecă avem un grup tradițional, folcloric, Grăiul Câmpiei. Aici, în componența grupului, fac parte copii de la 6 ani până la adulți, la 80 și ceva de ani. Cu ei avem diferite programe și aș putea să enumer că suntem la o ediție a noua a unei șezători care zice noi credință și tradiție pe urmele șezătorii la Sărmașu. Bun, titlul emisiunii se numește Cultură și administrație. Vorbind de cultură, județul Mureș nu are nicio casă memorială în acest moment și știu că sunteți în faze destul de înaintate pentru a avea și noi, județul Mureș, și va fi la Bișinelu, care aparține de Sărmașu, o casă memorială. Vă rog să ne spuneți despre cine este vorba și cum v-a venit această idee. La Sărmașu, mai exact în Bișinelu, s-a născut actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, care este o personalitate a cinematografiei românești. Pentru că casa părintească din Bișinelu a rămas oarecum în paragină și abandonată de către frații actorului. Anul trecut, la șezătoarea de care spunea doamna Dinuca, fiind invitat domnul Nicolae Băciuț, directorul Direcției de Cultură Județean, am avut o discuție cu dânsul și mi-a spus: domnul primar, eu am un vis, am o idee, îmi doresc ca la Vișinelu, casa memorială, casa părintească a lui Ovidiu Iuliu Moldovan, trebuie să o punem în valoare, trebuie să facem ceva. Sunteți de acord? Vreți să participați la această idee? Și în urma acestei discuții, șezătoarea era chiar în satul Vișinelu, la casa unor oameni deosebiți din Vișinelu, Vamoș Marinel. Și vreau să spun că Vișinelu sunt oameni care iubesc tradiția și oameni care, patrioți, să spun așa, au sărit imediat în ajutorul nostru și alți locuitori ai satului Vișinelu și au spus: suntem de acord să sprijinim și noi această inițiativă. În urma discuțiilor am ajuns la o soluție ca să fie, să zicem așa, să ne fie cât mai ușor să putem să demarăm aceste lucrări. Și unde sunt aceste lucrări acum? Aceste lucrări sunt la stadiul de a achiziționa casa memorială. Consiliul Local a aprobat în bugetul local sumele necesare pentru a achiziționa această casă memorială, însă până la finalizarea proiectului avem nevoie, zic eu, și de sume pentru a restaura și aduce starea la starea inițială casa memorială. Și aici o să avem foarte mult de lucru și cu siguranță o să avem nevoie de mult sprijin și din partea autorităților județene și din partea Direcției de Cultură, din partea sponsorilor sau oamenilor care vor să se implice și să ajute în a realiza această casă memorială și aduce mai departe memoria marelui actor Ovidiu Iuliu Moldovan. Este un demers de lăudabil din punctul meu de vedere, având în vedere că nu avem să județe care au foarte multe și județul Mureș nu duce lipsa de personalități. Cum o vedeți dumneavoastră ca și bibliotecar, având în vedere că știți despre viața actorului?
Da, sigur. Noi în fiecare an am încercat prin intermediul bibliotecii să facem evocarea actorului, atât la naștere cât și care s-a născut la 1 ianuarie 1942, cât și la trecerea în neființă în 2008, în 12 martie. Aș vrea să completez ceea ce spunea domnul primar, că această familie, Vamoș, Marinel și Simona, au fost foarte deschiși cu noi și ne-au primit la casa lor și aici s-a discutat a se înființa o asociație non-profit ai fiilor satului Vișinelu, care s-a și realizat. Sigur, va fi greu pentru că nimic nu se face fără bani și va trebui o sumă de bani. Sper să găsească și sponsor și pe lângă banii care primăria îi alocă, cred că va fi un muzeu etnografic și va fi o casă memorială reușită în Vișinelu. Acum sper, mai ales că acest an s-a împlinit 80 de ani de la nașterea actorului și anul viitor se vor împlini 15 ani de la trecerea lui în neființă. Noi avem niște obiecte țărănești adunate în timp pe care le ținem într-o cameră în hala agroindustrială, le păstrăm acolo, sunt conservate și cred că le vom duce în casa lui Ovidiu Iuliu Moldovan pentru a le arăta celor care vor veni în vizită la casa memorială. Acum, știți cum e, că un primar practic are contract pe perioadă determinată de 4 ani, adică până la urmă nu știm despre niciun primar dacă va fi sau nu va fi. Dar cert e că în urma dumneavoastră o să rămână ceva. Și oamenii o să aibă de ce să vină la Sărmașul, ba chiar mai mult la Vișinelu, de care nu știe foarte multă lume. Bun, eu știu că am copilării pe la Balda și cunosc zona. Dar sunt oameni care sunt foarte mulți iubitori de film românesc, care doresc să cunoască viața actorilor și o să vină. Și uite, așa punem Sărmașul pe harta culturală a României. Și eu cred că e foarte important, atât pentru Sărmașul, cât și pentru întreg județul Mureș. O să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim și cu alte discuții. Rămâneți pe M9, în câteva minute revenim la dumneavoastră.